Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit la un nou jocule de duminică. Bună, Bogdan, ce? Citam regulile, pentru că e foarte greuț. Nu e greu deloc, este foarte ușor. Bine. Tu ai talent? Da, pentru tine făceam grijă, pentru mine. Stai, nu, eu am talent în a explica, în a desena. Si. Așa. Trebuie să desenăm câteva indicii gândindu-ne la o vedetă din România. Dacă celălalt ghicește vedeta din ce desenăm, primește 2 puncte. Dar dacă se dă bătut și nu poate ghici din desen, cel care desenează va vorbi despre vedeta respectivă, o vom descrie și dacă ghicește în momentul în care se descrie vedeta, câștigă 1 punct. Bianca e ciudată. Așa. Bianca, hârtie foarte copiată, ca să vedem cine începe. Hai. Din prima, da? Hai. Bun, 2, 3 și... Da, mereu. Că tu mereu alegi. Nu știu, eu mereu aleg pum. Adică. Încep eu, da? Da. Hai. Eu să încerc să fiu creativ mai mult decât talentat. Gata. Bianca, da. arată ce la general. Și acum uite-te tu. Hai că e simplu. Inimă stop. Inimă stai. Mario Fresh. I'm a fucking genius. Of, e foarte greu să fac aici un desen. Nu știu. Emma Carter. Ok. A fost prea ușor. Cum te-ai prins? Nina, trebuie să explic. Am vrut să explic. O să fie greu, dar cred că doar așa o să... O să fie greu, dar nu, doar așa, nu știu cum să te fac să crezi că vorbesc despre ea. Dar mă rog. Ce avem? Aoleu, mamă, dar ce corpuleț a făcut Bogdan. Mișto. Vezi că e interesant. Femeie plus minus. Femeie plus e femeie. Vorba vine aici. Minus 18 sunt... e interzis. Nu, minus 18 e minor, gen. Păi da, interzis. E minor. Te-am spus că e minor. El. Că e ea plus el egal love. Cleopatra Satan. El e minor, e doar... Nu. El este minor și... Dar ea arată așa, gen. Aha. Deci sunt un cuplu... faimos. Faimos, nu e. Nu, ea e faimos. Mă las, că... Nu, mai încearcă, Bianca, pentru că... Păi explic prin cuvinte. Așa e jocul. Poți să explic. E prietena ta, e blondă, arată bine și e combinat acum cu un copil. A, este Berna, dar nu este minor. Păi... Ai 18. Ai ghilimelele, uite-le. Adică vrei să zici că e mai mic. Ok. Bun, eu. Nu pot să zic. Ce e aia? Ce e aia, măi, Bianca? Eu. Microfon, j-ador. Trebuia să mai fac și un fir așa. Nu? Hai că mă descurc mai bine. Eu dar sunt... e prea simplu, el știe imediat. Asta o să fie ușor. Eu. Cred, dacă ești destul de ce trebuie. Shut up. Un făcă... Așteaptă, nu că nu trebuie să ghicești cuvinte, oamenii. Prea. Oglindă. Așa. Oglindă, oglinjoară. E o oglindă, da? Și tu te uiți în ea. Ghiță. E o oglindă și tu te uiți în ea, Bianca. Cine este în oglindă? Ghiță, o zis. Mă gândeam la emisiunea în oglindă. Da, tu ești. Ai înțeles? A, dar e greu. Nadine? Nu! E oaie, dar ce frumos ai făcut-o, ce crezi? E oaie, nu? Păi și? Atât am pui o oaie?
Păi mai dă-mi detaliu, ceva să mă duc cu gândul la un om, ceva. Culiță Sterp? Nu. Andrei Ciobanu? Nu. Eu, oai și un cioban, Bianca. Trebuie să mă scoți din asta. Trebuie să mă scoți din chestia asta. Te dai bătut din desen? Ce? Te dai bătut din desen? Păi vezi... Deci că te dai bătut din desen. Păi dacă nu mă ajut, cum să iau punctul? Păi ce să vrei să desenezi persoana? Nu... Îți explic dacă nu știi, dacă nu te-ai prins din desen. Bine, da? Explică. Cineva foarte forțos. Păi de ce ai spus așa? Mai rămâne gen doar un sfert din toată România. E foarte forțos. Iancu? Da. Deci eu când am spus Culiță Sterp, tu nu puteai să spui pe lângă gen. Păi da, dacă nu te dai bătut din desen, nu trebuia să te ajut să vorbesc. Aia, atunci și la mine se pune, și la ea să se pună tot un punct la aia cu oglindă. Ia uite, face asta, smarald. Așteaptă. Un inel, un scaun, o masă. Așteaptă, că eu vreau să mă duc direct. Ring. Așteaptă, da, așteaptă. Este un ring. Eu nu ți-a tot dresc. Așteaptă. Bun. Bun. Yamato! M-am prins, că era băiatul de pe mijloc. Ba, Yamato, uite tu cum te-a făcut! Nici mâini nu ți-a făcut picioare! Păi n-am apucat, că ai ghicit! Te-a făcut brăduleț! Păi n-am apucat, că ai ghicit! Da! Bă, eu nu cred că e vina mea, da? Deci să fie clar, băieți, dacă pierd jocul ăsta astăzi, nu e vina mea. Deci este un om care ori e în flăcări, ori are multe vânătăi, ori mâzgălituri, tatuaje, Vicenzo. Darian Vicenzo. Da. El este. Îmi pare rău, Vicenzo, că te-am mare la asta, așa. Nu știam cum să desenezi tatuajele. Sunt surprins că am ghicit. S-a șoptit cumva sau mi s-a părut mie? De la cine? Ia să-și mai vadă de treabă cei din spate. Care suflă. Hai. Eu sunt ultimul. Asta chiar fi greu. Mamă, stai așa un pic. Haide! Așteaptă. Haide! Așteaptă. Bă, pot să fac formulă matematică și să fac așa. Iubirea, bam, bam. Asta este formula pentru piesă. Da? Minim 2. Așa. Alex, bine. Minim 2. Ți-ai revenit. Simplu. Chiar nu era greu. Aici chiar nu știu cum să desenez. Nu, o să șterg, că nu o să înțeleagă nimic. Gea. Mâncați-aș dulăceața. Doamne, fără. Ai altul, ai? Nu, cum să faci? Ce, el am un embrion? Arată ca o celulă, pe bune, cu membrana. Dar nu știu cum să fac! Mic, negru, animal, ce? Buș! Nu știu cum se face! Deci a desenat de 3 ori aceeași chestie, și acum o face iar. Nu, fac altceva. Că nu-mi iese chestia aia. A făcut un om. Nu. Nu știu. Ciuculescu? Nu. Dar nu mă trebuia zici ce m-am zis la Ciuculescu. Dorian Popa? Nu!
Ăla-i câine. Ăla-i un câine. Și stăpânul... Eu sunt. E un câine, până la urmă. Eu sunt. A, câine, câine, problema. Cheluțu. Băi, nu pot să cred că v-am spus un câine, să ghicesc un câine. Loco. E loco. Îmi cer scuze. Când... Nu știu cum se detinează un câine, nu știu. Deci, ca să înțelegeți, vă mai repet-o în caz că n-ați fost atenți. Bianca trebuia să-mi dea să-l ghicesc pe loco și ea prima oară a făcut. Bine, și așa e mult, că seamănă. Deci mi-a curs la glume că nu, n-am fost pusă în păsură să resionez un câine cum e loco. Cu părul ăla frumos, nu știu. Bine, acum dacă stau să mă gândesc, chiar ai, te-ai dus bine, gen, cu gândul, dar trebuia să fii ceva mai, nu știu. Chiar unde e acum? E acasă. Mulțumim că a stat alături de noi la joculețul ăsta, care a fost un pic cam ciudat acum, dacă mă întrebați pe mine. Că, da. Dar, promitem că revenim duminica viitoare cu un joculeț mai interesant de două ori, de atât, cel puțin. Dar până atunci ne vedem marți. Bianca? Vă iubim și vă pupăm. Pa! Seara minunată!